Primul centru din regiunea sud-est de diagnosticare a cancerului cu ajutorul PET-CT-ului, un echipament medical de ultimă generație din domeniul medicinii nucleare, a fost inaugurat la Spitalul Județean Clinic de Urgență Sfântul Apostol Andrei din Galați. Investiția, în valoare de aproape 2 milioane de euro, a fost făcută din bugetul propriu al Consiliului Județean Galați și vine să completeze setul de echipamente performante dedicate depistării și tratării cancerului, respectiv cele două acceleratoare liniere de particule aflate în dotarea spitalului. În total, investițiile în domeniul oncologic se ridică la 10 milioane de euro și vor face din Galați unul dintre cele mai moderne centre de diagnostic și tratament al cancerului din țară. Sănătatea este o prioritate și trebuie să rămână prioritatea noastră a tuturor. Așa cum bine știți, în 2019 a fost dat în folosință primul accelerator linear de particule la Galați, când mulți nu mai aveau speranță că se va întâmpla. În momentul de față, când vorbim, tot la Spitalul Județean se instalează în acest moment al doilea accelerator linear de particule și pentru că trebuia să încununăm cu succes acest tratament al cancerului, era nevoie de un aparat ultra-performant, modern, și anume un PET-CT, care are rolul atât de a diagnostica în fază incipientă cancerul, cât și, bineînțeles, evoluția acestei boli după ce s-a făcut tratamentul radioterapeutic cu acceleratorul linear de particule. Echipamentul PET-CT permite depistarea cancerului în stadii incipiente și localizarea precisă a celulelor tumorale. De asemenea, se poate stabili cu exactitate stadiul bolii și eficiența în timp a tratamentului oncologic. Eficiența PET-CT-ului vine din faptul că investigația medicală combină tomografia cu emisie de pozitroni cu tomografia computerizată. Avem partea de 3D a pacientului, da? Computer tomografia și fuziunea noastră în diverse planuri. Fuziunea atât PET cât și CT. În momentul în care apare un proces metabolic activ, atunci noi știm exact, putem să cuantificăm, să avem un scor. Toate protocoalele europene ne stabilesc anumiți parametri, după care ne ghidăm pentru a da un diagnostic cât mai bun și cât mai corect. CJ Galați a făcut o prioritate din investițiile în echipamentele medicale de diagnostic și tratament al cancerului, în condițiile în care, în evidențele Spitalului Județean Galați, se află peste 20.000 de persoane care suferă de afecțiuni oncologice. Noile echipamente din domeniul medicinii nucleare vor permite o descoperire mai rapidă a bolii și la o creștere a șanselor de vindecare. Nu în ultimul rând, pacienții vor beneficia gratuit de serviciile medicale de diagnostic și tratament oferite de Spitalul Județean Galați.